Doamnelor, domnilor, bun regăsit! De data aceasta, discuția se va canaliza pe presă și mai precis pe o anumită parte a presei, televiziunea. Cu toții suntem consumatori de televiziune, unii mai și muncesc în televiziune. E drept că și în domeniul ăsta, ca în toate domeniile, e nevoie de un arbitru. În România, arbitrul, cel care are grijă să nu fie alunecări și cel care are și dreptul de a penaliza, este Consiliul Național al Audiovizualului. Spunând audiovizual, ne ducem cuvântul la mai mult decât de televiziune și la audio, adică la radiouri. Ei bine, invitatul serii, de data asta, este un membru al Consiliului Național al Audiovizualului și nu a venit în control, a venit ca să fie luat la întrebări. Mulțumesc frumos că ați acceptat să ne răspundeți la câteva întrebări, domnule Radu Herjeu. Mulțumesc frumos de invitație și mă bucur că sunt la dumneavoastră prima dată și în oraș și în televiziune. Dacă cineva a deschis televizorul mai târziu și l-a văzut pe Radu Herjeu la Media Sud, să nu se gândească că îl va vedea în fiecare seară. Din păcate, noi ne-am bucurat să ne devină coleg. Mulți ani în spate de televiziune, de radio și aș vrea să întreb, pentru că mi-am aruncat un ochi, așa, curiozitate de jurnalist, și pe CV. De la chimie la jurnalism? La mine erau alte vremuri, eu n-am visat niciodată să lucrez în presă, să fiu vedetă. Eu vreau să mă fac profesor. De chimie și de fizică mai complicat, pentru că inițial am vrut medicină, nu s-a putut și atunci, știind chimia și fizica, am mers spre... A venit revoluția, lucrurile s-au întors la 180 de grade și în momentul în care am terminat eu facultatea și se punea problema să găsesc un post de profesor în București, era practic imposibil. Era o vreme în care nu fugea toată lumea de învățământ, dimpotrivă, și trebuia să fi terminat facultatea cu 10 și să ai multe pile ca să găsești un post în București. N-aveam nici 10, nici pile. Știam să scriu, așa aveam eu senzația, astfel încât atunci când s-a dat un concurs la Radio Total, proaspăt apărut, am zis, hai să încerc. De fapt, mama a spus, da, de ce nu te duci tu să încerci, că în fond ce te costă? M-am dus, am reușit primul la concurs, mi-a plăcut și restul e istorie. Da, interesantă trecerea. Probabil că ăsta era drumul care trebuia, pe care trebuia ajuns. Dacă mi-ar fi spus cineva cu o lună înainte, vezi că o să lucrezi în radio, în televiziune și o să te cunoască lumea și o să stai de vorbă cu președinții, cu șef de guvern, cu scriitori celebri, bă, și fugi de aici, de unde până unde. E, uite că viața câteodată te duce... Îți face surpriză, da, și te duce unde vrea ea. S-a pronunțat cuvântul vedetă, a devenit vedetă. Oamenii care lucrează în presă fac lucrul ăsta și pentru a deveni vedete sau vedetismul dăunează grav jurnalismului adevărat? Sigur că vedetismul dăunează grav... Asta e și părerea mea. Caracterului. Și caracterului, în general. Nu numai jurnalismului. Da, din păcate, foarte mulți din tinerii care vor astăzi să facă jurnalism, de fapt, visează să fie vedete. Adică ei vor să fie Andreea Esca. Sau hai să dau și un nume, sau Negru, de exemplu. Dan Negru, ca să dau și un nume de dincolo, da. Să nu se spună că am partipriori. Deci ea asta visează, să aibă glorie, să aibă salarii foarte mari, să-i recunoască țăranul în piață și să-i le deschidă portarul ușa. E chiar atât de plăcut să te recunoască lumea pe stradă? Depinde de personalitate. Eu, de exemplu, reacționam foarte bine când lumea îmi zâmbea. Uh-huh. Mai puțin bine când lumea începe, salut, Radu, ce face? Genul acela de reacții pe mine mă stânjenea. Când îmi zâmbea cineva, îmi făcea plăcere, pentru că e clar că și persoana respectivă îi face plăcere să mă vadă pe mine sau ce fac eu la televizor. De ce spun asta? S-au înmulțit foarte mult școlile de televiziune, așa numite. Nu, sunt școli care promit tinerilor că o să devină vedete. Dați voi banul și noi vă facem vedete. Nu e adevărat. Eu nu știu pe nimeni să fi terminat școala respectivă sau vreo școală din aceeași care să ajungă vedetă. Eu știu, în schimb, foarte mulți tineri care au plătit banii ăia, au absolvit școala respectivă, da, dar n-au nicio treabă. Cei mai mulți dintre ei. Cu presa, în general, cu televiziunea, nici atât. Și de asta se pleacă, plecând
de pe o bază greșită, și anume mă duc în televiziune să devin vedetă, sigur că nici nu fac mare lucru în televiziune. Nu. Hai să fiu jurnalist în primul rând, că după aceea vedetismul o să vină și ăla dacă ești bun în ceea ce faci și o să apar pe sticlă, vrând nevrând, oamenii o să te cunoască, o să te recunoască, oamenii zilei, oamenii politici o să te bage în seamă, că așa se întâmplă peste tot în lume, nu numai la noi. Dar dacă pleci din start cu ideea, eu mă duc acolo doar să fiu pe sticlă și să vadă mama acasă ce frumos și deștept sunt. N-ai cum să rămâi pe sticlă. Decât dacă nimerești la locul potrivit, adică, eu știu, într-o emisiune din aia care se difuzează după miezul nopții și poți să faci față doar cu Nuri. Da, da. În rest, ca să faci presă, trebuie să ai ceva aici la cutiuța de viteze, zic eu, și poate că o fi de modă veche. Da? Ca și mine, de altfel, din păcate astăzi, vorbesc la modul general, nu absolutizez, dar televiziunea s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă presă. Televiziunea a devenit mai mult un instrument de divertisment decât un instrument de informare și educare. Deci, pe de altă parte, și vedetele sunt cu totul altele decât erau acum 10 ani sau acum 20 de ani, în care pentru ca cineva să fie considerat vedetă trebuia să ai încredere în persoana respectivă. Trebuia să aibă un statut, trebuia să aibă un background cultural, trebuia să aibă altceva care să-l susțină ca persoană, ca personalitate, nu doar faptul că apare pe ecran. Astăzi, dimpotrivă, cu cât ai un background cultural mai solid, cu atât ai mai mult, ai un handicap mai puternic când a te impune în televiziune. E adevărat. Și educația strică, uite, la vedetisme, dacă e să ne gândim așa. Da, pentru că educația îți dă inhibiții. Dăunează, nu? Exact. Educația îți dă... Nu mai poți să faci ca trenul în gară. Ai simțul penibilului. Da, exact. Și nu te poți manifesta de așa manieră. Cu cât ai mai puțină educație, cu atât ești capabil să faci absolut orice și orice ți se cere pentru audiență. O să mai discutăm despre audiență, dar până una alta aș vrea să știu cum e să treci baricada de la ziarist, de la prezentator de știri la CNA, de la cel criticat, cel urmărit, cel luat în vizor, să devii la un moment dat cel care critică, cel care urmărește, cel care monitorizează. Interesant, dar sigur, interesant asta poate să nu spună nimic. Eu anul trecut, în mai, eram decis să termin cu mass media definitiv. Din motive personale, care au însă legătură cu faptul că am acceptat să merg la CNA. Și anume, foarte multe lucruri care pe mine mă deranjau în televiziune atunci când lucram și pe care nu puteam să le schimb, că eram un angajat. Deci foarte multe din acele lucruri am acum ocazia măcar să le discut, dacă nu cumva să le și amendez și poate să le îndrept. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am acceptat. Pentru că am zis, mă duc într-o poziție unde lucrurile acelea care mie nu mi se păreau în regulă, acum măcar am capacitatea de a le supune atenției și de a le discuta și de a propune eventual strategii pentru o îmbunătățire a spațiului audiovizual, ca să sune puțin mai pompos. Sigur că trecerea a fost stranie. Acum sunt de partea cealaltă a mesei, în fața mea vin foști colegi cu care am lucrat ani buni în redacții și pe care trebuie să-i cert. Și pe care trebuie să îi întreb de ce au avut un anumit derapaj. Sunt oamenii cu care poate odinioară s-a împărțit o greșeală, s-a făcut un schimb de păreri. Nu, eu n-am avut niciodată, ca și realizator de televiziune, nici cea mai mică problemă cu CNA-ul, niciodată. Nu trebuie neapărat, dar teama de CNA tot există. N-am avut-o. Sincer, n-am avut-o. Pentru că eu știam... Nici măcar teama, dar nu... Nu, acum eu să vă spun un lucru. Mie nu mi-e teamă nici de CNA, nu mi-era teamă de CNA, mie nu mi-e teamă nici de DNA, nici de nimeni. Okay. Pentru că eu știu că n-am făcut nimic. A, că s-ar putea să mi se întâmple ceva chiar dacă n-am făcut nimic. Sigur, în România... Dar atâta timp cât eu ca realizator, ca moderator de televiziune știam că am conștiința împăcată și știam că la mine în emisiune nu se produc derapaje, nu aveam nici cea mai mică... Deci pentru mine CNA-ul n-a existat pentru mine ca instituție decât
În momentul în care am lucrat în televiziuni, care erau amendate pentru derapaje, dar nu ale mele. La modul general. La modul general. Deci chiar n-am avut o grijă cu CNA-ul. Dar relația cu foștii colegi este aceeași? Au înțeles ei toți că acum fiind membru CNA, eu știu, fișa postului e alta? Unii au înțeles, unii nu, dar cei care n-au înțeles, nu pentru că m-aș fi schimbat eu, ci pentru că nu înțeleg foarte clar cum funcționează CNA. Și alături de ei, din păcate, sunt și foarte mulți respectatori care nu știu corect. Ce asta, înseamnă CNA-ul, cu ce se ocupă și de ce există în fond și la urmă CNA-ul. Un bau-bau, dar ce face? Că nu e foarte clar. Nu știu, vine și fără copiii care nu sunt cu minți. Problema lor, de exemplu, acum a fost, ca să dau un exemplu concret, prezentarea victimei violatorilor din Vaslui la ProTV. Și a ieșit un tam-tam, opinia publică, Măruță. CNA-ul trebuie să amendeze. Vai ce a făcut Măruță. Ne-am strâns, da? Am ascultat opinia postului, am ascultat-o și pe mama care a fost în emisiune acolo. Eu, după toate astea, n-am putut să trag decât o singură concluzie. ProTV n-a încălcat legea. Legea. Eu sunt chemat la CNA să aplic legea. Nu simpatiile mele, nu opiniile mele despre cum ar trebui să arate o televiziune, pentru că dacă aș face asta, în sfârșit, n-ar fi foarte bine pentru multe emisiuni. Și dacă adun cele 11 păreri ale celor 11 membri, s-ar putea să trească să închidem toate televiziunile, că sigur fiecare dintre noi va avea opinii foarte puternice despre ce ar trebui sau nu ar trebui să fie. Dar nu despre asta e vorba. Eu sunt chemat sau sunt trimis sau sunt în CNA ca să aplic legea. Dacă eu nu am găsit o încălcare a legii de către ProTV, chiar presupunând că mie mi-ar fi displăcut foarte mult ce au făcut ei, chiar dacă din punct de vedere moral ar fi discutabil, chiar dacă poate eu n-aș fi făcut așa ceva ca moderator. Astea sunt lucruri pe care le putem dezbate, le putem propune dezbaterii opiniei publice, dar atât. Ca să sancționezi, trebuie să ai fundament legal. Eu nu l-am găsit. Alți colegi l-au găsit. Eu unul nu l-am găsit în legea respectivă. Au fost oameni a căror reacție a fost: bun, bun, am înțeles că n-ai lege, trebuie să-i amendezi oricum. Deci în baza a ce? În baza faptului că așa vrem noi, că nu ne place nouă. Nu pot funcționa așa. Eu, ca om acum angajat la stat, eu nu pot funcționa așa. Pentru că e foarte periculos. Eu nu pot să funcționez în baza umorilor mele sau a toanelor mele sau a... Și nici chiar în baza legilor bunului simț. Dacă ele nu sunt stipulate într-o lege care să fie în vigoare, nu poți cum să amendezi. Sigur că intrăm în discuția despre lege, care e veche de 13 ani. Adică putem discuta, putem pleca de aici pentru o discuție, o dezbatere foarte serioasă despre cum ar trebui să arate televiziunea în anul 2015 și cum va trebui să arate în 2025. Dar strict la lucrurile astea, de aceea zic, sunt foarte mulți oameni care nu știu ce poate și ce nu poate face CNA-ul. Pentru ei, dacă mie nu-mi place ceva, nu, ni s-a spus, dom'le, nu-mi place moderatorul X, ia să-l interziceți. Am telecomandat la îndemână. Nu se poate așa ceva. Eu când am fost votat de Parlament, în seara respectivă, și am primit vreo 1000 și ceva de felicitări pe Facebook, nu exagerez, cam jumătate erau de genul: Radu, ce bine te duci să faci curățenie, să-l interzici pe X, să interzici emisiunea lui Y, că nu se mai poate cu ei. Fraților, nu se poate. CNA-ul nu poate să interzică nimic. Absolut nimic. Nu poate să interzică o emisiune, nu poate să interzică un post, nu poate să interzică un moderator. Nu poate decât să amendeze acele derapaje în baza legii. Bine, sunt și excepții, cazuri excepționale în care sunt cazuri, care nu au fost în România. Da. Să ne înțelegem. Da. Există un singur caz celebru, cel al OTV-ului, a cărui licență a fost retrasă nu pentru că a încălcat legislația, ci pentru că nu dădea bani, era dator și deci e cu tot o altă speță. Nu s-a închis în România niciun post pentru că ar fi avut derapaj. Și nici nu se va închide vreodată un post în România pentru că va avea derapaje. Din păcate, nici măsuri foarte drastice nu s-au luat împotriva unor posturi care au recidivat. De cele mai multe ori, sancțiunea este una punctuală, eventual dacă mai ai niște circunstanțe agravante, dar e punctuală. Ți-am dat amenda asta și cu asta basta. Mâine vei greși din nou. Emisiunea următoare poți să o iei de la capăt. Deci, se spune așa. Consiliul Național al Audiovizualului este garant al interesului public. Asta este fraza cheie.
Deci este fraza cheie a activității sunt niște CNA. Cuvinte grele. Pentru că ceea ce eu numesc interes public nu seamănă cu ceea ce televiziunea numesc interesul publicului. Aici. Ei îmi spun așa, dacă la emisiunea mea cu un domn de la Strehaia se uită 1 milion de oameni, da, este sau nu e în interesul publicului? Că, iată, interes există, că de-aia se uită. Și eu vin și îi spun, da, pentru mine interesul publicului nu înseamnă interesul public. Și o să, ca să fiu foarte, foarte clar aici, eu întotdeauna am făcut o paralelă care pe mulți a deranjat între telespectatorul român și un copil. Din punctul de vedere al capacității de a face față influenței mass media, românii sunt la nivelul unui copil. Pentru că nu avem o experiență în acest domeniu, chiar și acești 25 de ani reprezintă foarte puțin. Pentru că noi nu avem o experiență democratică, pentru că noi nu... După cele 2 ore de televiziune, acum... Deci, românul am ajuns la exces. În fața televizorului este ca un copil în fața unei cofetării. Da. Dacă îi dai... Pentru mulți e singura modalitate de... Sigur. Dar dacă îi dai prăjitură copilului, el o să-ți mănânce prăjitură. Dacă după aceea o să vrei să-i dai și puțină ciorbă, o să o trântească pe jos, că el va dori prăjitură. Dacă tu îi dai prăjitură și după aceea vii și spui, păi uite, copilul vrea prăjitură, eu îi dau ce vrea copilul, hai să vedem ce părinte responsabil ar avea curajul să afirme tare în piață, eu îi dau copilului prăjitură, că așa vrea copilul prăjitură. Nu va spune asta, că toți din jurul lui vor spune, uite ce părinte denaturat. Pe interesul copilului nu e să-i dai prăjitură. Plăcerea lui, da, dar interesul lui, tu ca părinte trebuie să veghezi. Așa e și în televiziune. În momentul în care televiziunea vine și mi se scuză mie și îmi spune eu am avut un derapaj pentru că asta cere publicul, pe mine m-a pierdut. Pentru că publicul nu-și cere derapaje. Sigur, publicul este mai mulțumit cu unele programe care nu-i solicită intelectul foarte tare, hai să fim sinceri, care nu-l pune să muncească, nu-i pune neuronii la încercare, el doar să se uite, să râdă, să se emoționeze, e perfect, că după o zi de muncă n-ai chef să mai și de acord, asta se întâmplă peste tot în lume. Asta nu justifică derapajele și asta nu justifică coborârea nivelului până la genunchiul broaștei. Să dai vina pe telespectator că el asta cere. Mi-aduc aminte când a apărut prima dată invazia de telenovele. Și în care mulți oameni, mă rog, de cultură, spuneau, domne, nu se poate, dați așa ceva, totuși este o subproducție de televiziune. Nu... Și televiziune spuneau, păi asta cere publicul. Și eu încercam să discutăm cu colegii mei, zic, o aberație. Românii până acum câteva luni habar n-aveau că există telenovele. Cum poate să-și ceară publicul telenovele? Că ei nu știau că există. Cum poate să-și ceară cineva ceva despre care nu știe că există? Așa e și acum. Să spui că românii, că publicul își cere scandaluri, chiloțăreală și cam tot ce vedem noi în emisiunile din ce în ce, tabloide din ce în ce mai eu zic că se abuzează de limba română, că... Interesul publicului nu este neapărat egal cu nu este și în interesul publicului. Eu așa spun. Deci eu așa susțin. Am mulți colegi din CNA care susțin același lucru. Din păcate există această dezbatere tot timpul cu televiziunile pentru că ei spun, domne, oamenii se uită. Deci dacă se uită, ăla e interesul. Acolo e interesul. Nu e pe... Da, dar există și încă o altă categorie de oameni care au renunțat la a se uita la televizor tocmai din cauza calității scăzute și acestui interes cu ghilimelele de rigoare al unora, crescut al unora. Acum eu să vă spun și aleg programe pe internet. O să vă spun un lucru. Eu ca om de cultură, mă consider un om de cultură înainte de a fi jurnalist sau scriitor sau membru CNA sau ce funcții mai avea. Eu ca om de cultură sunt preocupat de direcția în care merge comunitatea în care eu trăiesc. În acest caz, societatea românească. Ca fost om de televiziune, eu știu ce influență și în ce mod televiziunea poate schimba societatea în care activează. Și atunci, mie îmi pare rău că în loc să-și asume responsabilitatea și rolul de a educa, pentru că chiar dacă oamenii televiziunii spun, nu, rolul televiziunii nu e să educe. Nu!
dar o face implicit, chiar dacă nu-și propune lucrul ăsta. În momentul în care influențezi tinerii, ai un fel de educație. Educația nu e doar cea la școală, deschideți manualul și acum să citim de la pagina 10. Educația înseamnă toate acele informații care se depun, de multe ori strâmb, într-o minte de copil neformată și care mai târziu dă acele eșecuri în viață. Ne întoarcem la discuția anterioară cu vedetele de carton, cu persoanele modele, care vor să ajungă și care exact, oferă modele, modelele da. Pentru societate, televiziune. Da. Da, din păcate da, și este foarte greu să explici unui copil care vede o astfel de persoană adulată la televizor exact. Și în glorie, exact. Să explici că nu e un model bun și că și nu e de urmat. Și care are o viață bună, are bani mulți, are mașini scumpe, are... Da, sau care așa pozează. Da, numai că... Dar... Și e foarte greu să-i mai explici unui copil, stai un pic, că nu în asta constă nici valoarea vieții, nici reușita în viață. Lucrurile astea vin și se duc. Mai e valabilă ideea că omul care face presă, vorbim despre omul de presă la modul general, fie că e el în televiziune, că e în presa scrisă sau la agenție de știri sau la radio, mai e el formator de opinie, pentru că cu niște ani în urmă, asta ți se explica și știu că mie mi-a explicat în fiecare zi și de mai multe ori pe zi, la un moment dat... cineva și îmi tot spunea și mie și colegilor mei, aveți grijă în societate, la începuturi. Voi trebuie să fiți exemplu pentru societate, fără derapaje, fără scandaluri, voi sunteți formatori de opinie. Lumea se ia după voi. Vorbeam de Andreea Esca și putem să dăm și de la și opusul Andreei Esca. Eu, poate că Andreea Esca poate să fie un model. Nu a apărut în scandaluri, nu da, a apărut în ținute de ochiate, nu de și-a vedere, expus viața vedere, particulară. Da, ea este o persoană care e și fericită discretă, pe plan particular, exact, discretă. Decentă. Eu nu cred că mai există formatori de opinie, eu cred că există mai mult manipulatori. Manipulatori, aia. Pentru că astăzi, pe vremea mea, pe vremea noastră, adică e, acum 20 de ani, da. Da, ceea ce chiar și când spun 20 de ani mi se pare absolut enorm, dar în vremea aceea eu nu mi-aș fi permis, atunci când moderam o emisiune, nu mi-aș fi permis să las să se întrevadă ceea ce gândesc da. Despre subiectul respectiv, altfel decât poate din modul în care abordam sau subiectul pe care îl abordam. Dar niciodată nu mi-aș fi permis nici să dau lecții interlocutorului corect. Și nici să țin un speech de 5 minute înainte să-i pun întrebarea, după care omul îmi răspunde cu 3 cuvinte, după care eu mai țin un speech de 5 minute în care explic telespectatorului ce a vrut să spună invitatul. Deci eu nu mi-aș fi permis niciodată acest lucru. Pentru că rolul moderatorului este de a modera. El nu e un alt invitat la masă. Din păcate astăzi, dacă ne uităm la aproape toate talk show-urile noastre, moderatorul este mai activ decât invitatul, opiniile lui sunt mai importante decât ale invitatului, sunt exprimate pe suprafețe de timp mult mai îndelungate, ori nu e în regulă. Moderatorul trebuie să scoată cei mai buni din invitat. Pe de altă parte, înainte, când aveam invitați, eu vreau să scot opinia fiecăruia pentru ca telespectatorul să-și facă să trag o concluzie, să-l asculte și pe X și pe Y, eu să fiu capabil să le pun acele întrebări care să-i pună în încurcătură în argumentația lor, astfel încât cel de acasă spune, domnule, uite, raționamentul lui X este valid, ce spune Y nu prea se leagă. Astăzi, de asta spuneam manipulator, rolul moderatorului este să-l facă pe telespectator să creadă ce vrea el. Și să accepte, vrea el, adică el moderator. El moderator. Și să accepte opinia invitaților, aleși pe sprânceană, în funcție de ceea ce vrea moderatorul. Nu e în regulă. Nu e în regulă absolut deloc. De aceea spun formator de opinie, unii se numesc, se autonumesc formator de opinie. Nu, sunt manipulator de opinie. A forma o opinie înseamnă a-i da unui om informațiile necesare, iar el să o construiască singur. Corect. Nu înseamnă asta să îi dai tu mestecată. Asta e jurnalistului până la urmă. Când îi dai tu mâncarea mestecată, la revedere, s-a terminat. Mai este presa tineră de pază al democrației sau este cățelușul din lesa politicianului? Pentru că, vrând nevrând, am trecut de la televiziunea de tabloid, televiziunea tabloid, la televiziunea de știri. Că aici sunt manipulatorii de opinie
în mare parte. E presa un jucător pe scena politică? Un jucător important? Este un jucător important și n-ar trebui să fie un jucător acolo, pe scenă. Ar trebui să fie un arbitru. Sigur că peste tot în lume televiziunea are o influență foarte mare. Sigur că peste tot în lume, în jurul oricărei televiziuni, există interese economice, în primul rând, care, la un moment dat, sunt legate și de interese politice, pentru că fiecare țară din lume, oricât de democrată ar fi, afacerile și politica au oarecare legături, pentru că politica dă legile în baza cărora afacerile prosperă. Deci, orice om de afaceri va avea mai devreme sau mai târziu interesul ca o anumită lege care lui e favorabilă să treacă, să fie aprobată în Parlamentul țării respective sau în Consiliul Județean sau Consiliul Local. Deci, nu o să fiu ipocrit și o să spun, vai, în lume lucrurile sunt toate roz și frumoase. Nu. Problema e că în România implicarea politicului în toate domeniile societății e prea mare. Mult prea mare. Dependența aceasta a oricărui lucru se întâmplă în România de politic a devenit mult prea mare. Așa că și televiziunea depinde mult mai mult de politic. Din mult mai multe puncte de vedere. Din mult mai multe puncte de vedere. Și poate cel mai determinant din aceste puncte ar fi cel financiar. Da. Acum televiziunea a devenit pentru foarte mulți o armă. Nu mai este un instrument de informare, nu mai este nici măcar un instrument de divertisment, este o armă cu care să stroznești dușmanii de moment. Că dușmanii de moment peste un timp s-ar putea să fie aliați. Dar în acest moment sunt dușmani și ei trebuie trozniți. Din păcate, lucrul ăsta face foarte rău televiziunii. Face foarte rău credibilității în fața oamenilor. Să ne înțelegem, oamenii se uită la televizor, dar dacă s-ar face un studiu sociologic, câți cred ceea ce văd la televizor sau cât sunt convinși de onestitatea oamenilor care lucrează în televiziune, s-ar putea să avem surprize. Da, da, s-ar putea să fie surprize. Pe de partea cealaltă sunt și destui oameni care încă mai cred. Am auzit eu, am văzut eu la televizor. A, da, sigur, bine. Nu spun lucrul ăsta. Sigur că da, dar e un fenomen inconștient. Deci, absorpția asta de informații de la televizor, el nu o face în mod conștient. Pentru că dacă ar face în mod conștient, ar trebui să pună în balanță argumente, lucruri care de obicei nu prea apar la televizor. Faptul că el, și știm foarte bine, cei mai mulți oameni preiau de la televizor lucrurile care le confirmă deja convingerile. Foarte puțini oameni își schimbă părerea uitându-se la televizor. De aceea și televiziunile de știri care sunt direcționate politic au publicul care nu migrează de la una la alta. Adică au publicul care crede exact în lucrurile pe care le transmite televiziunea respectivă. Și atunci e o armonie generală între public și... În general, publicul își dă seama și se formează acel public în funcție de orientarea politică a postului respectiv. Pentru că publicul realizează a cui politică o face postul de televiziune respectiv. Și deși nu au niciunul pus eticheta, niciun post de televiziune, toată lumea știe că postul cutare e de dreapta, că postul cutare e de stânga, că postul cutare e... Ce însemna asta în România, de dreapta asta și de stânga? E mai, da, așa, asta ca să nu spun pe partide. Exact, da, 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 da. Că era la modul ghișu percă cinei. Da. Și se butonează canalele uneori ca să știi ce critici la ceilalți, e bine să te informezi. Că nu știi ce să... Sigur, așa ar fi să normal. Te uiți și la ei ca să poți să te informezi. Mai am o întrebare legată de manipulare. Pentru că poate aici, la televiziunea de știri, manipularea e mult mai puternică decât dincolo. Dincolo face rău, dar din alt punct de vedere. Aici zic eu că răul, e părerea mea, răul e social. E un rău pe care îl suportă până la urmă toată lumea. Făcând conștiințele, să o ia într-o anumită parte sau cealaltă, manipulând conștiințele oamenilor, poate o televiziune de știri să decidă soarta unor alegeri? Prin talk show-urile care le face. A fost o discuție la un moment dat și nu de mult, în toamnă. În mod normal, nu. Deci, în mod normal, nu, pentru că, hai să fim realiști,
un talk show la o astfel de televiziune de știri atinge 200-300 de mii de telespectatori. Votanți în țara asta sunt 16 milioane. Nu poți spune că cei 300 de mii de oameni care se uită la un talk show au cum să determine exitul unor alegeri la care ar participa, dacă ar participa, 16 milioane sau 8 milioane. Deci eu nu cred în influența atât de mare a unui post de televiziune. S-au făcut acuzații de genul ăsta. Sigur că s-au La făcut. nivel foarte înalt. Sigur că s-au făcut acuzații, dar eu nu cred în această putere atât de mare Au fost a acuzați televiziunii. ziariști? Există însă, sigur, au o putere de influență și în momentul în care repet același mesaj de foarte multe ori, sigur că la un dat 300 de mii azi, încă 50 de mii mâine, la un moment dat mesajul se transmite, dar niciodată nu va reuși, nu cred că o televiziune cu încă o dată 200-300 de mii de telespectatori nu va reuși să schimbe, adică să-i facă totuși pe 8 milioane să creadă ceea ce nu există. Complet. Adică nu va putea să vândă negru pe post de alb oricât de mult s-ar chinui la nivelul unei populații întregi, la nivelul unei comunități, la nivel așa de discuții, la nivelul opiniei publice, adică a oamenilor care se manifestă, da. Dar la nivel profund, nu. Asta la nivel de manipulare, dar atunci când lucrurile sunt măcar parțial și, să zicem, chiar într-o proporție însemnată reale, lucrurile semnalate sunt reale și ele vin pe un fond de nemulțumire foarte mare al populației, atunci poate că s-ar crea unele premize. Da, atunci da, dar încă o dată este o sămânță care rodește într-un pământ roditor. Deci nu e aruncată pe un teren steril și televiziunea degeaba toarnă apă. Că pe ciment nu o să încolțească niciodată. Dacă o arunci pe un pământ și ai grijă de ea și o îngrijești, sigur că o să crească și la un moment dat s-ar putea chiar să determine soarta unor alegeri. Dar soarta unor alegeri, așa cum sunt în România, în sensul în care diferențele între doi candidați sau între Sunt două mici. partide sunt mici și acolo, da, poți discuta, dar la fel de bine poți discuta, de exemplu, despre rolul pe care l-a avut diaspora în alegerile din 2009, în care votul în țară a fost dat peste cap de votul din diaspora. E greu de spus că cei din diaspora au fost manipulați de o televiziune din țară. A existat, mă rog, acolo sunt alte fenomene care s-au văzut, mai ales în noiembrie anul trecut. S-au văzut și să sperăm că se vor rezolva problemele care au apărut atunci și să sperăm că clasa politică, avem alegeri la anul, vor lua măsurile pe care le-au promis, de fapt, ca să nu se mai creeze situații de genul Dacă acela. politicienii au făcut tot ce au promis în ultimii 25 de ani, Da, până și în televiziune n-ar mai fi fost atâtea probleme. sigur. Și întorcându-ne, dacă tot am vorbit de manipulare, de scandaluri, de formare de opinie. Până la urmă, spuneați dumneavoastră că dacă îi dai copilului numai prăjitură, el o să vrea numai prăjitură. Dar dacă îl înveți pe copilul ăla cu o dietă sănătoasă, încet, încet, o Sigur să că se da. obișnuiască. Așa e și cu cetățenii. Sunt foarte mulți. Eu am foarte mulți cunoscuți care spun, domnule, când prind și eu o emisiune de la care aflu ceva, îmi îmbogățesc cultura generală, e mai mult decât dacă văd un film bun. Și rămân acolo, nu mai schimb canalul. Eu asta încerc să le spun moderatorilor care vin în fața ACNA-ului. După ce terminăm povestea asta cu asta cere publicul și eu îi întreb, bine, dar altceva le-ați oferit? Ca să vedeți dacă într-adevăr. Da, poate că e mai greu în primele zile, că și o mâncare sănătoasă și tu adult o refuzi. Când trebuie să începi o dietă, nu-ți Sigur, convine, pe de sunt altă parte dinăsc. sunt conștient. Nicăieri în lume, televiziunile nu au 24 din 24 emisiuni culturale educative. Nu, clar. Da, deci Nu. nu are niciun rost să ne ascundem după Nu, degete. Pe de altă parte, eu le spun altceva. Apropo de când vin și îmi spun că asta cere publicul și le spun, nu, greșiți. Uitați-vă la unele producții mari de televiziune care sunt de foarte bună calitate, care sunt de Da. divertisment, dar sunt de foarte bună calitate, la care se uită milioane de oameni. Deci se poate. Nominalizați mai devreme România te iubesc. O emisiune de la care rămâi cu Mai ceva. sunt emisiuni, de exemplu, de Și mai talente, de sunt. voci, Da, da. da? Cu tinerii aceia care au voci deosebite, la care încă o dată nu se întâmplă nimic trivial, nu se întâmplă nimic tabloidizat, nu se întâmplă nimic vulgar și totuși, iată surpriza surprizelor, sunt 2, 3, 4 Sunt milioane foarte de oameni urmărite, care se da. uită la așa ceva. Deci,
numai asta și ar trebui să-ți dea ție, să atragă atenția, că s-ar putea ca românii să se uite la un program bine făcut, de calitate, chiar dacă nu este vulgar și tabloidizat. Deci, de asta spun, lucrurile sunt, sunt complexe, dar nu pot fi tratate la modul ăsta superficial, asta vrea publicul să fie, dacă nu-i convine să apese, să folosească telecomanda. Nici asta nu poți să o faci, că e ca și când încă o dată îi spune unui copil, dacă nu-i convine copilului că i-au părut carii după ce l-a îndopat cu prăjituri, el să-și gătească singur fasole. Nu merge, adică... Trebuie pregătit un pic. Bine, se poate spune că avem și canale care ne oferă numai muzică simfonică sau nu știu ce anume emisiuni, numai de agricultură. Da, poate nu vrei să te uiți 24-24 numai la asta. Poate vrei și puțin divertisment, și puțină informație, și puțin film, și puțin documentar, și puțină dezbatere. Deci, dacă tot te chem televiziune generalistă, oferă-i din fiecare câte ceva. În momentul în care programul tău este împărțit între divertisment și divertisment de mai slabă calitate... Și după aceea spui că, păi nu, că oamenii nu vor altceva, că tu nu-i oferi alternativă, mi-e mai greu să te cred. Vreau să ne întoarcem la implicarea politicului, prea marea implicare a politicului. Bineînțeles și în televiziune, că e orhideea de la butonieră televiziunea și nu doar că e de decor, e frumoasă și parfumată, ci are și niște puteri miraculoase. Implicarea politicului este criticată în mai multe planuri ale societății, în învățământ, în cultură, în sănătate, pe unde a intrat, praful s-a ales în urmă. Facem reforme peste reforme, nu construim nimic de fapt. În presă, implicarea politicului a dus, după umila mea părere, la două situații. La situații de cenzură și la situații de autocenzură. Sunt lucruri pe care mulți nu le recunosc, pentru că unii chiar depind de jobul ăla, chiar au rate la bancă, chiar au copii de crescut și chiar ajung să se autocenzureze, acceptând ordinele, acceptând direcțiile, își înghit propriile opinii și le bine, dar acum eu promovează pe ale altuia. Adică nu o să vă pară, nu o să vă placă opinia mea. Nu vreau să-mi spune ce îmi place. Îți asumi această... În momentul în care te duci să lucrezi la patron, îți asumi acest lucru. Eu vreau să vă spun că mi-aduc aminte de anumite discuții care nu au legătură cu implicarea politicului. Când am intrat eu la Antena 1, exista și acum Romantic FM. Exista și atunci Radio Romantic, eu am făcut mulți ani emisiune acolo. Nu exista publicitate. Nu existau știri, nu exista decât muzică foarte bună veche și câteva emisiuni din astea de suflet, cum făceam eu. Și știu că existau discuții despre de ce patronul postului nu schimbă. Și cineva la un dat a spus, dom'le, e al lui, postul este al lui, face ce vrea cu el. Dacă el vrea ca la postul ăla să se audă 24 din 24 o singură melodie, este dreptul lui, că e al lui. Așa cum tu, când ai o jucărie, te joci cu ea cum vrei, că e a ta. Nu poate să vină nimeni să spună cum să te joci cu ea și atâta timp când nu dai cu jucăria în cap altui copil, nimeni nu are dreptul să-ți spună ție cum, sau să te critique pentru cum te joci cu jucăria respectivă. Acum, eu am încă o dată, am muncit 21 de ani în televiziune, în radio, în presă scrisă. Am avut patroni, mulți. Am avut șefi, mai mulți. Am avut subșefi și mai mulți. A trebuit să înțeleg, deși mi-a fost greu, pentru că eu am și o personalitate foarte puternică, a trebuit să înțeleg că vine cu profesia. Deci această capacitate a ta de a înțelege că nu ai libertatea deplină ca și când ar fi televiziunea ta de acasă, trebuie să înțelegi că ți-asumi. Nu-ți convine? Pleci. Din start îți asum politica postului. Da, faptul că nu faci anumite compromisuri cum eu consider că n-am făcut și nici nu știu să fie cineva care să poată să mă acuze de acest lucru,
Chiar dacă am lucrat în anumite televiziuni, am încercat pe cât posibil să mă feresc, de exemplu, am încercat să mă feresc să fac anumite emisiuni, am refuzat să fac anumite emisiuni, nu o emisiune anume, dar anumit gen de emisiuni, pentru că știam că la un moment dat s-ar putea să mă întâlnesc cu o situație care ar fi contrară valorilor în care eu cred. Și atunci, ca să evit acest lucru, am evitat total să fac emisiuni și am preferat, în ultimii ani ai carierei, să stau la pupitul de știri, pentru că eram mai ferit de riscul de a face compromisuri. Deși mi-ar fi convenit, ar fi fost mai bănos să moderez emisiuni. N-am vrut să moderez emisiuni, deși mi s-a cerut, în mod, dată fiind și experiența, haide Radu, haide Radu, și am spus, îmi pare rău, nu. Pentru că, încă o dată, văzând ce se întâmplă, știam că mai devreme sau mai târziu voi avea de ales între principiile și valorile în care cred și salariul. Și n-am vrut să fac lucrul ăsta. Deci, cenzură, eu, de exemplu, eu, unul nu consider că dacă șeful vine și îți spune sau îți tai o știre, e cenzură. Pentru că, încă o dată, intră în, teoretic, intră în fișa postului lui. Șeful tău sau directorul de televiziune, el are ca responsabilitate modul în care apare ce apare pe ecran. Deci el această responsabilitate are. În baza acestei responsabilități, el are dreptul și obligația de a elimina acele lucruri care lui îi se par nepotrivite. De ce o face? E altă discuție. Dacă o face pentru că a fost influențat, dacă o face din motive politice sau dacă o face din motive profesionale, pentru că haideți să ne înțelegem. Eu știu cazuri de oameni care au scos știri pentru că nu erau profesionist făcute, dar au fost acuzați de cenzură. Da. Pentru că oamenii care aud povestea, ei nu știu să facă ce e aia profesionist, ce e aia... Deci au fost știri în care s-a spus, ok, nu ai și părerea celuilalt. Nu bagi până n-ai și părerea celuilalt. Și jurnalistul asta respectiv s-a plâns de cenzură și lumea i-a căutat în creștet. Deci lucrurile sunt foarte sensibile în televiziune. Eu dacă nu sunt în situația respectivă și nu o cunosc foarte bine, eu prefer să nu o judec dacă a fost sau nu cenzură, pentru că, încă o dată, eu dacă aș fi șef, deci eu să zicem că aș fi redactor șef al unui buletin, al unui redacții de știri. Datoria mea e să mă uit pe desfășurător și să spun, știrea asta nu are ce să caute aici. Eu, de exemplu, aș scoate-o din motive profesionale. Alții nu o scot din motive profesionale. Dar, indiferent, nu mă poți acuza de cenzură pentru faptul că mi-am făcut datoria. Cenzura pe mine al Ceaușescu era altceva. Decidea ce se dă și ce nu se dă, nu un șef. Se decidea într-un cabinet. Acum nu se mai decide într-un cabinet. Acum, de cele mai multe ori, se decide ierarhic. Dar, încă o dată, la patron e foarte greu să tragi linie și să spui până de aici încolo e cenzură. Eu am voie să spun ce vreau eu pe post, despre oricine, iar dacă tu mă oprești, înseamnă că mă cenzurezi. Nu, clar nu ai voie să spui orice despre oricine pe post, fără dovezi, acele dovezi pe care noi le cerem întotdeauna invitațiilor noștri. Pe care invitații nu prea le au niciodată. Mă gândesc că să avem un an dublu electoral și avem... câțiva politicieni s-au mai împuținat, e drept, aici în Teleorman efervescenți, foarte efervescenți. Și o să avem de furcă și o să tot le cerem dovezi. Bine, se lasă cu tăia de la valieră în ultima instanță, că altfel nu se poate. Și acolo trebuie să și ajungi dacă nu se poate altfel, pentru că am avut o discuție pe această temă cu un moderator cunoscut de emisiune de noapte, în care îmi spunea, păi, uite, eu am făcut ce zice legea, eu l-am rugat să se oprească. Ok, și am spus, el n-a vrut, nu? Legea nu zice să încerci. A, nu. Legea zice așa, moderatorul nu trebuie să permită invitatului să folosească limbaj, nu zice că trebuie să încerci, zice nu trebuie, punct. Păi și ce era să fac? Dat afară din studio. Rugămintea se poate transforma în obligație. Și asta este până la urmă. Și pentru că tot am vorbit despre faptul că ne așteaptă un an greu, cu două tururi de alegeri și în vară și în toamnă și cu acuzații și cu... suntem deja în precampanie electorală, a început, a venit lumea de la mare, de la munte. Când în ultimii 25 de ani România n-a fost în precampanie sau în campanie? Având în vedere că avem scrutinuri din 2 în 2 ani, noi suntem într-o campanie permanentă. Permanent.
Da. Din păcate, și asta nu ajută deloc Ar societății. trebui regândit sistemul așa, fel încât gata, merg acum, votez, mai mă chem peste 3 ani sau 4 ani ca să-i las și pe oamenii să-și facă treaba, să-și facă strategia pentru care i-am ales și să nu, nici nu-i oblig să devină populiști pentru că știu că la anul trebuie să fie din nou alegeri. Mai bine le ținem mintea ocupatul cu cine o să fie candidat și eu, știți, eu cu cine votez până la urmă. Deci, vom avea un an greu din punctul ăsta de vedere și având în vedere faptul că am făcut și presă scrisă, am făcut și radio, am făcut și televiziune, știu diferența dintre cele, dintre audio-vizual și presa scrisă. Și m-am tot întrebat, și ca mine s-au întrebat și alți colegi de-ai mei, de ce pentru audio-vizual există CNA și pentru presa scrisă nu există niciun for care să reglementeze un pic lucrurile. Până la urmă, dacă stau să mă gândesc bine în presă scrisă, pot să public articol și în ziua votului, că e scris cu o zi înainte și nu intrăm sub incidența legii. Întrebarea aceasta care a fost și este foarte legitimă, dar acum e de mai puțin importanță și o să spun imediat și de ce, devine din ce în ce mai presantă pentru internet. Da. Și radiodifuzorii ni se plâng. Păi, domnule, voi stați cu ochii pe noi, da, dar ăla exact. Pe internet poate să spună orice. Exact. Acum, exceptând anii de aur ai presei scrise românești, adică 90, 91, 92 până în 94, în care ziarele aveau tirașii de 1 milion de exemplare, niciun ziar, și nu acum, de foarte mulți ani, nu are atâția cititori pe cât are telespectatori o emisiune de televiziune. Clar. Deci impactul foarte mare este în televiziune și este mai redus la presa scrisă. Ar fi un motiv. Al doilea motiv este că, spre deosebire de televiziune, aici se aplică vorba vola în script amanent. Și atunci, probabil că jurnaliștii care scriau în ziare aveau mai multă grijă atunci când afirmau ceva, pentru că puteai oricând să scoți hârtia și să-i spui, ia uite, uite ce... Acum, dacă nu registrezi emisiunea, dacă nu te plângi la CNA, dacă nu, peste o lună, două luni, trei luni, nu mai știe nimeni ce ai spus în emisiunea respectivă. Nu mai poți demonstrezi cu nimic. La revedere, a zburat. Chiar au grijă să înregistreze toate emisiunile unor televiziuni. Bun, dar sunt puține cazuri. Aici există. Al doilea motiv. Nu ei, alții. Al treilea motiv, faptul că după 89, presa scrisă, spre deosebire de televiziune, a continuat foarte mult timp să fie făcută de jurnaliști vechi. Da. Care activaseră mult timp înainte de 89. De aceea, sigur, a venit evenimentul zilei cu găina, cu puiul, cu găina, cu trei picioare și s-a dus naibii jurnalismul de calitate și în presa scrisă, dar a rămas la un alt nivel decât sau, dacă vreți, s-au păstrat și acolo și astăzi sunt ziare la un anumit nivel. Chiar dacă și în România tabloidele sunt vândute de 10 ori mai mult. Cea mai mare cifră de vânzări, așa este. Deci, cred că toate astea au condus la o mobilizare a breslei jurnaliștilor pentru a-și crea propriul organism de control. Pentru că, în mod normal, așa ar trebui să fie, să existe un organism de control al breslei respective, cel puțin la presa scrisă. Așa cum și CNA-ul ar trebui să fie... Ca toți membrii CNA, sau cei mai mulți membri CNA, ar trebui să fie, să aibă legături cât mai puternice cu fenomenul. Să fie, întru totul, garantul interesului public, nu? Așa ar fi ideal, dar asta înseamnă să trăim într-o societate ideală, pentru că... Ceea ce nu există. Eu nu obosesc să spun, cine critică CNA-ul, cine critică televiziunile, cine critică oamenii politici, fără a-și asuma responsabilitatea, este un ipocrit. Nici televiziunile, nici CNA-ul, nici oamenii politici, nici cine vreți dumneavoastră, n-a fost parașutat aici de niște forțe dușmane și ostile poporului român. Modul în care arată societatea românească astăzi, după 25 de ani, este creația aproape exclusivă a poporului român și a modului în care a știut să-și gestioneze moștenirea primită. Deci, înainte de a ne plânge, de exemplu, de oamenii politici, vai ce oameni, ce clasă politică avem. De acord. Cine vreți să o schimbe?
Există acest instrument democratic numit alegere. Cine vreți să o schimbe? Cine i-a pus? Primari, președinți de consilii locale, consilii județene, prim-ministri, ministri, președinte, cine i-a pus? Nu oamenii care s-au dus la vot i-au pus acolo? Aveți o mass media care nu vă place, aveți televiziuni care fac derapaje. Cine se uită la aceste televiziuni? Că dacă nu s-ar uita oamenii, ar închide, că n-ar avea din ce să trăiască. Adică lucrurile nu poți întotdeauna să dai vina pe ceilalți și probabil că în momentul în care noi, ca națiune, vom învăța să dăm mai puțin vina pe forțe externe, pe Sfântul Duh, pe extraterestri și pe mari imperialiști care vor să distrugă România și o să începem să ne facem curățenie în ograda proprie, poate că lucrurile o să înceapă să arate altfel. Până în concluzie, alegerea o facem fiecare dintre noi, fie că e în cabina de vot cu ștampila în mână, fie că e în fotoliu cu telecomanda în mână. Și vă mai spun și un lucru, că asta mă și folosesc de prilej, faptul că foarte puțini oameni reclamă, de exemplu, lucrurile care nu le plac la televizor, la CNA. Pentru că foarte puțini oameni știu că pot reclama acest lucru. Ei bine, dacă tu, telespectator, nu ești ultragiat de ceea ce vezi, nu ești nemulțumit și nu soliciți intervenția unui organism ca CNA-ul, cine vrei să o facă? În general, românii preferă să bombăne în bărbie, în fața televizorului. În fața televizorului, în grupul de prieteni și corect, să nu apeleze la autorități. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc! A expirat timpul avut la dispoziție. O să spun că m-am pus bine cu CNA-ul, dar nu cred că ține prea mult lucrul ăsta. Vă mai așteptăm pe la noi, domnule Herșeu. Voi mai veni. E o noutate și faptul că, uite, CNA-ul coboară așa în teritoriu. Mie mi se pare absolut firesc să fac asta și voi continua până mi se va termina mandatul. Am de gând să ajung la toate televiziunile locale și regionale din România, pentru că, din punctul meu de vedere, eu cred că viitorul televiziunii aici este, în televiziunea locală și regională și mai puțin în televiziunea centrală. Eu așa cred, dar e un subiect pentru... Data viitoare vom discuta despre lucrul acesta. Mulțumesc frumos, doamnelor, domnilor și noastre pentru atenția acordată. Pe curând!